Pâinea se scumpește pe zi ce trece în România. O franzelă simplă, de exemplu, a ajuns să 2 lei, a ajuns să coste 2 lei. Și nu ne vom opri aici în condițiile în care exporturile de grâu din Rusia și Ucraina sunt blocate. Cele două au mai mult de un sfert din exporturile globale de grâu. Și la nivel mondial vin avertismente îngrijorătoare. Președintele Băncii Mondiale, David Malpass, a declarat că invazia rusă a Ucrainei agravează problemele legate de aprovizionarea cu alimente și prețurile, cei săraci fiind cel mai puternic afectați. Discutăm despre acest context acum cu domnul Adrian Negrescu, analist economic. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Dacă e să vorbim despre pâine, pentru că aceasta este cea mai recentă informație, ni se tot spune că România produce grâu, nu? Avem grâu românesc, nu ar trebui să se vadă asta? Ba, ar trebui să se vadă în prețuri, dar din păcate suntem într-o zonă de speculație în momentul de față. Sunt foarte mulți speculatori în piață care încearcă în această perioadă să-și crească, practic, câștigurile prin aceste speculă pe lanțurile de aprovizionare și producție și distribuție a pâinii. Ce e important din punctul meu de vedere în momentul de față este apelul Asociației Naționale a Industriilor de Morării și Panificație, care avertizează faptul că am avea nevoie de un stoc de cel puțin 1 milion de tone și că în acest moment, din păcate, sunt foarte, foarte multe companii care exportă grâu din România pentru că prețurile la nivel internațional au explodat și vor să facă bani pe termen scurt. Ei, uite, cred că domnul Ochez, noi, ministrul Agriculturii, ar trebui să se preocupe foarte atent de această problemă, să avem stocurile necesare. Dânsul ne-a povestit de foarte multe ori de faptul că are întâlniri cu oamenii de afaceri și că discută despre stocuri, dar să avem garanții că, într-adevăr, nu vom rămâne fără stocurile de grâu, fără făină, în așa fel încât să trebuiască să importăm la prețul de 3 ori mai mari în perioada următoare. Bun, producem și grâu, așa ni se tot spune, producem și floarea soarelui, dar trebuie să avem uleiul nostru de aici în România de floarea soarelui. Avem și gaz, deci teoretic toate aceste scumpiri pe care le vedem sunt niște speculații, sunt niște urmări ale unor profitori până la urmă, sunt niște decizii ale unor oameni care vor să facă bani, nu au un motiv serios să scumpească, sau poate e și vorba de supermarketuri. Există mai multe paliere pe această discuție. În primul rând, într-adevăr, costurile de producție au crescut pentru că s-au scumpit, s-au dublat prețul gazelor și al energiei electrice și toți producătorii se confruntă cu creșterea costurilor de producție. Pe de altă parte, da, avem acești speculatori în piață care încearcă să facă bani foarte repede din această situație, iar pe de altă parte, într-adevăr, sunt taxele de raft despre care vorbeam chiar la dumneavoastră în emisiune acum 2-3 săptămâni, când spuneam că în România taxele de raft, adică cele percepute de hipermarketuri și supermarketuri pentru producătorii români, sunt de vreo 30%, în condițiile în care media europeană undeva pe la 20%. Există un proiect de lege în Parlament care stă în sertare și care nu este, din păcate, aprobat, care vine să aducă aceste taxe de raft la prețuri la nivelul din Occident. Din păcate, nu există voință politică pe acest segment, cum nu există nici voință politică pe zona de reducerea taxelor, a TVA-ului, a celorlalte taxe care vin în legătură directă cu consumul, cu produsele alimentare de bază. Și la ce să ne așteptăm mai departe? Pentru că, da, ar avea sens aceste scumpiri, pentru că s-a scumpit, iată, și carburantul, se scumpește și curentul electric, deci producția va fi mai scumpă și transportul pentru toate produsele. Mai departe de aici, pentru că războiul nu pare să se termine în curând, mai departe la ce să ne așteptăm? Pentru că e deja un semnal important, cei mai săraci vor simți cel mai acut aceste probleme. La dumneavoastră, la B1 TV, unul dintre producătorii de pâine din România vorbea zile trecute de fapt după o franzelă de 300 de grame care costă în momentul de față 2 lei, ar urma să ajungă la 4 lei undeva în următoarele 2 luni pe fondul creșterilor costurilor cu energia, cu gazele, cu carburanții, pentru că foarte, foarte mult din aceste scumpiri sunt cauzate de creșterea prețului cu benzina și motorina. Deci, din păcate, suntem într-o zonă de scumpiri accelerate, inclusiv Banca Națională ne spune că vom avea o inflație de 2 cifre, adică de peste 10% în perioada următoare. Deci, asta este. Suntem, din păcate, în zodia scumpirilor. Am văzut deja scumpiri majore. Cartofii 30%, uleiul 26%, făina 16%. Deci, din păcate, produsele alimentare de bază se scumpesc. Iar autoritățile sunt nevoite și cred că este datoria lor în momentul de față, dincolo de
aceste plafonări de la prețurilor la energie și gaze, care din păcate nu acoperă decât o mică parte din populație, să vină cu măsuri active în zona fiscală pentru a încerca să stăvilească aceste scumpiri la alimente. Mă refer aici la reducerea TVA, la reducerea accizei la carburant, în măsuri concrete care pot ajuta, la fel cum au ajutat în alte țări, ca prețurile să nu mai crească atât de mult cum cresc în prezent. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Adrian Negrescu a fost în legătură telefonică directă cu noi. Mergem mai departe.